Sute de studenți din județul Mehedin se află în această perioadă în ultima etapă din anii de studenție. După ce s-au declarat absolvenți ai universității, ei trebuie să susțină acum examenul de licență sau master. O mare parte dintre studenți au avut astăzi proba scrisă și urmează să fie susținută și proba orală. Sute de studenți au spus săptămâna trecută adio studenție. Pentru a finaliza cei 3 ani de studiu, aceștia trebuie să susțină acum cel mai important examen, cel de licență. Deși emoțiile absolvirii au fost pe măsură, cea mai mare emoție va fi resimțită la cele 2 probe ale examenului de licență, una dintre ele fiind deja susținută la începutul acestei săptămâni. Ne pregătim de licență, am învățat, am făcut-o, deja este terminată. A fost dificil? Cum s-au desfășurat? Cam greu, dar ne-am descurcat. E ok. La ce facultate? Facultatea de Educație Fizică și Sport, profilul Kinetoterapia. Ce urmează după licență? Masterul la Craiova. Prima zi proba scrisă, a doua zi orală. Și după ce susții licența? Masterul. La ce anume vrei să mergi la master? Tot kinetoterapia. Am ales lucrarea Charles Dickens și imaginea copilului în epoca victoriană sub îndrumarea coordonatorului doamna Codruța Stănișoară, care îi mulțumesc foarte mult că m-a ajutat. Nu a fost foarte ușor, au existat și probleme tehnice, dar până la urmă, cu ajutorul doamnei și persistența mea, am reușit să o duc la bun sfârșit. Ai emoții și pentru examenul scris, proba scrisă? Da, emoțiile sunt foarte mari, foarte mari, pentru că faptul că și trebuie să alegem și este ca și cum mai alege la o loterie. Te gândești, oare este subiectul care îl vrei tu? Examenul de licență se va desfășura în 2 etape. În cadrul Facultății de Mecanică vor avea două etape în cadrul examenului de absolvire la forma de licență, în sensul că pe 2 iulie vor da o probă scrisă, iar în 4 vor susține efectiv lucrarea de licență. Pentru master, lucrarea de disertație are loc în 6 iunie. De asemenea, în această perioadă, Universitatea din Craiova a dat startul înscrierilor online pentru ciclul de licență sau master. Înscrierile au început, sunt online, deci noi vom organiza și suport în cadrul facultății în ultima perioadă, dar înscrierile sunt deschise și sunt online, un sistem foarte ușor și rapid pentru cei care doresc să se înscrie la facultate. Înscrierile se fac pe site-ul Universității din Craiova până pe data de 15 iulie.